Vreau să vă spun, ăsta e creștinismul. Dacă n-am avut vreodată o definiție a lui, recitiți-l împreună cu mine. Auziți, mereu tu vei fi liber, mereu învingător. De ce? Pentru că singur nu vei fi nicio clipă. Așa au învățat oamenii să zâmbească, să trăiască, să fie curajoși, să-și dea viața și să devină eroi pe pământul acesta pentru că au găsit cerul. Și asta nu e un gând sectar. Asta nu este o problemă care ține de o sectă. Stai să vezi că sunt ăia ciudați. Nu. Ăsta este gândul și realitatea cu care Dumnezeu umple Scriptura. Bine ați venit în seara asta la studiul Scripturii. Intenția mea este să vă fac să vă placă Scriptura. Intenția mea este să vă fac să vă îndrăgostiți de ea. Intenția mea nu este să vă pocăiesc. Intenția mea este doar să descoperiți Scriptura. Pentru că de pocăit, vă pocăiește Dumnezeu, nu eu. Bun, un experiment. Știți ce am aici? Vă spun. Am aici un omuleț. Îl cheamă Neghiniță. Știți povestea, da? Nu știți? Păi era o poveste veche în care la cineva în ureche era cineva cât o bucățică de neghină care îi șoptea întotdeauna răspunsurile la toate problemele. Era un fel de copia la examen. Bun, și deci, individul stă în caseta asta. El are o calitate, vorbește în continuu. În continuu vorbește. Și începe să vorbească și spune tot ce e în cutia asta. Și descrie cutia cu lux de amănunt, ce e în ea, ce a văzut, ce a întâlnit și așa mai departe. După ce termină de vorbit ce e în cutia asta, dar am uitat să vă spun, el n-a ieșit niciodată din cutia asta. Niciodată n-a ieșit afară din ea. El aici a stat tot timpul. Dar după ce termină de vorbit tot ce este în cutia asta, după aia el începe să vorbească și să spună ce e în sala asta. Și vorbește despre tot ce e în sala asta. Dar încă o dată, el n-a ieșit niciodată de aici. Și vorbește tot ce este în sala asta și vorbește despre dumneavoastră și vorbește despre întâlnirea din seara asta, despre cum e clădirea, cum sunt luminile, cum sunt pomii aici. Vorbește tot. După ce termină de vorbit ce este în sala asta, pentru că nu mai tace, începe să vorbească ce e în Hâncești. Și vorbește despre Hâncești și spune tot ce este în Hâncești. Și după ce termină cu Hânceștiul, trece la Chișinău. Și după ce termină cu Moldova, vorbește despre Europa și așa mai departe. Dar încă o dată, el n-a ieșit niciodată de aici. Da. Pe cineva l-a pufnit râsul. Întrebarea mea, mai serioasă decât povestea care vi-am spus-o, este ce autoritate are individul meu de aici să vorbească despre ce e în sala asta dacă el n-a ieșit niciodată de aici. Deci ce autoritate are? Ce valoare are cuvântul lui? Poftiți? Cât sunteți de părere că n-are nicio valoare, vă rog să ridicați mâna. E zero. Da, despre ceea ce se întâmplă în Hâncești. Ce autoritate are? Zero. Dar despre ce se întâmplă în Moldova? Zero. În Europa? Zero. Și atunci de ce vorbește? Vă dați seama că el n-are niciun drept să vorbească? Din ce cauză n-are niciun drept să vorbească? Poftiți? Pentru că nu știe.
Vreau să vă întreb, noi de ce vorbim? Citeam nu de mult că dacă s-ar reduce galaxia în care suntem noi la 100 de mile, zicea respectivul, asta ar însemna vreo 180 de kilometri, 160 de kilometri, pardon, 160 de kilometri. Nu știu cât e distanța asta de 160 de kilometri. Ați putea să-mi spuneți, de aici până unde? De aici până la Bălți. Sunt 160 de kilometri. Deci, de aici până la Bălți. Imaginați-vă, dacă galaxia, Calea Lactee, s-ar comprima și ar fi de aici până la Bălți, de asemenea, nu uitați, galaxia are forma unui disc, a unei farfurii rotunde. Deci, și s-ar fi așa ca o farfurie de 160 de kilometri în diametru, puteți să-mi spuneți cât ar fi sistemul nostru solar cu planetele lui? Ce dimensiune ar avea? Nu e micro, nu e chiar așa. Oamenii de știință au calculat și ar spune că ar ajunge la dimensiunea de 7 milimetri. 7 milimetri. Cât e? Atât. Vă rog frumos, căutați 7 milimetri în 160 de kilometri. Căutați 7 milimetri pe un diametru de 160 de kilometri și spuneți-mi dacă îl găsiți. Căutați-l. Nu îl găsiți? Atât. Atât, în 160 de kilometri? Păi eu vreau să vă spun că nu știu dacă îl găsiți în casa asta. Dacă ar fi goală și ar trebui să căutați 7 milimetri, v-ar fi greu să îl găsiți undeva pe podea. Dacă ar trebui să răscoliți Hânceștiul și să găsiți 7 milimetri, i-ați găsi? Dar în 160 de kilometri. Și ăsta este sistemul solar. Dar în ăștia 70 de milimetri, iertați-mă, în ăștia 7 milimetri, căutați pământul, vă rog. Unde-i pământul? Și pe pământ, căutați-mă pe mine, Valentin Dăneaț. Unde sunt? Cine sunt? Și vreau să vă mai întreb încă o dată. Și atunci de ce vorbesc? Atunci de ce vorbesc? N-ar trebui să-i spun lui Valentin Dăneață, ia mai taci, mă. Taci. Păi de ce? Pentru că n-a ieșit niciodată din cutia aia. Limitările noastre sunt extraordinare. Ne uităm în spațiu cu binoclu, cu telescoape, cu nu știu ce și ne imaginăm că știm. Dar niciodată vederea noastră nu reușește să treacă de limitele noastre. Știți câte planete sunt în galaxia asta? I-am rugat pe cei de la media să verifice pentru mine pe internet. Aveam impresia că sunt milioane. Am rămas uimit. Mi-au spus între 200 și 400 de miliarde. Dumneavoastră înțelegeți și e la un miliard? Poftiți? Înțelegeți și e un miliard? Că eu nu înțeleg. E o vorbă, dar înțelegem ce e aia? Vreau să vă spun că și asta este doar galaxia noastră. În univers numărul de galaxii este infinit. Nu am reușit să le numărăm. Nu ne dăm seama de câte ar fi.
Vă rog să observați cu cât universul este mai mare și cu cât eu mă raportez la univers, cu atât eu devin... Eu mă pierd. Pentru că la nivel de comparație, cu cât eu încerc să cuprind mai mult infinitul sau distanțe mai mari sau valori mai mari, cu atât eu ajung la concluzia că sunt nimic. În 2021 s-a întâmplat să ajungă un obiect spațial pe care l-am trimis noi de pe Pământ, a ajuns pe Marte și a amartizat pe planeta respectivă undeva în aprilie 2021. A fost mare, mare vâlvă peste tot. În sfârșit, obiectul nostru a ajuns în Marte. Noi am cucerit spațiu. Auziți? Noi am cucerit spațiu. De ce? Păi am ajuns în Marte. Păi mai e puțin și terminăm Universul. Așa-i? Ia gândiți-vă puțin. Deci, am trimis un obiect de pe Pământ pe Marte. În interiorul celor 7 milimetri de care am vorbit anterior, s-a întâmplat ceva. A trecut un obiect spațial de pe o planetă pe alta, în interiorul celor 7 milimetri. Din punct de vedere al Universului, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Nimic. Înțelegeți cine suntem? Înțelegeți care sunt performanțele noastre științifice extraordinare? Am ajuns, am cucerit planeta Marte. Dragii mei, nu s-a întâmplat nimic. Deocamdată. De ce vorbim? Care este motivul pentru care începem și vorbim și dăm lecții despre univers? Dăm lecții despre originile ființei umane? Dăm lecții despre viitorul ființei umane, dăm lecții spunând noi avem în mână viitorul, de acum încolo noi avem perspective uriașe, noi revoluționăm ființa umană, noi revoluționăm universul, cosmosul. Iertați-mă, cine vorbește? N-a ieșit niciodată de acolo. Niciodată nu ești. A fost un mic exercițiu de gândire. Atâta tot. Exercițiul acesta de gândire însă mă ajută. Mă ajută să înțeleg un lucru și anume că probabil în universul ăsta eu nu am niciun drept să vorbesc. Pe Pământ, la mine, în cutie, probabil că pot să vorbesc. Dar la nivel de univers, omul n-are niciun drept să vorbească datorită faptului că nu știe. Și nu spun eu lucrul acesta. Oamenii care se ocupă cu universul ajung din ce în ce mai mult la concluzia că de fapt nu cunoaștem nimic. Și că tot ceea ce reprezintă senzaționalul științific cu care noi ne mândrim astăzi nu este altceva decât o coajă nesemnificativă a unui imens bagaj de cunoștință la care nu avem acces. Nu vreau să vă conduc pe dumneavoastră la blocajul inteligenței sau al gândirii. Vreau doar să vă conduc la blocajul mândriei. N-are rost să ne imaginăm că știm când realitatea ne demonstrează că nu este așa.
Ajung la concluzia că a vorbi este un drept pe care îl avem și pe care îl căpătăm numai atunci când ni se dă. Pentru că ajung la concluzia că pentru ca să existe sens în universul acesta, ființa umană nu trebuie să vorbească, dar trebuie să vorbească cine? Altcineva. Trebuie să vorbească altcineva în univers, pentru că un cuvânt trebuie să existe, pentru că cuvântul nu face altceva decât dă sens universului acestuia. Pentru ființele care există în acest univers, pentru civilizațiile pe care nu le cunoaștem, trebuie să existe un cuvânt care să dea sens și logică acestei existențe materiale pe care îl numim univers. Și atunci mă întreb cine trebuie să vorbească și din aproape în aproape, logic, este să vorbească cel ce știe. Deci eu care nu știu, nu trebuie să vorbesc pentru că n-am dreptul. Trebuie să vorbească cel ce știe. Și cine știe? Sigur că da. Singurul care știe este cel ce a făcut universul, cel ce îl cuprinde. Și singurul care îl cuprinde este cel ce l-a creat, cel ce l-a conceput, cel ce îl știe în fiecare moment. Deci singurul care ar trebui să vorbească este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vorbește, eu n-am dreptul să vorbesc. Dumneavoastră, începeți să înțelegeți împreună cu mine valoarea acestui cuvânt. Valoarea acestui cuvânt, din punct de vedere existențial, ne dă nouă dreptul să vorbim. Dacă nu avem cuvântul acesta, noi n-avem dreptul a vorbi. Iar dacă Dumnezeu vorbește, și dacă eu vorbesc numai după ce Dumnezeu a vorbit, în situația asta, eu sunt doar un martor al vorbirilor lui Dumnezeu. Eu nu vorbesc de la mine pentru că nu pot vorbi de la mine. Înțelegeți rostul și locul unde sunt eu? Deci Dumnezeu este cel care vorbește, iar eu sunt acela care mărturisesc despre ceea ce Dumnezeu a vorbit. Din cauza asta, Sfânta Scriptură spune, voi sunteți martorii mei. Voi sunteți martorii mei. L-am scos pe Dumnezeu din existența noastră, din conștiința noastră, din calculele noastre, pentru ca să putem vorbi. Și vorbim fără întrerupere. Având impresia că ceea ce vorbim noi este și adevărat. Dar noi vorbim despre lucruri care nu le știm și vorbim despre lucruri la care nu avem acces. În felul acesta, vorbirea noastră a devenit goală. Cu alte cuvinte, noi vorbim, dar fără autoritate. Noi vorbim, dar cu substanță zero. Știți cum ne numește Dumnezeu pe noi? Sfântul Apostol Pavel vorbește în Corinteni, în prima epistolă, și spune: unde este vorbărețul veacului acestuia? Și în original apare ideea de palavras. De unde ideea de palavragiu? Fără Dumnezeu, ființa umană este doar un palavragiu. Unul care vorbește fără să știe și care nu știe nici măcar să tacă. Dacă ar tăcea, probabil ar fi mai bine. Bun. După acest exercițiu de, zic eu, de cunoașterea noastră înșine, aș dori să lecturăm împreună câteva texte biblice în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu și în legătură cu vorbirea. Pentru ca să înțelegem din ce în ce mai mult valoarea cuvântului pe care îl avem în mână. Rog media să-mi pună primul slide. Vorbeam aseară despre
mulțumesc încă se lucrează. Pentru cei ce aveți Scriptură, vă rog să, până când vor veni slide-urile, vă rog să deschideți împreună cu mine în Daniel. În cartea lui Daniel. Capitolul 8. În Daniel, capitolul 8, se prezintă o realitate și anume, realitatea istorică a unui corn mic. Cornul mic face următorul lucru. Are o dezvoltare ciudată, stranie în istorie. După ce Daniel se ocupă de toate celelalte împărății și le prezintă sub forma unor animale violente care calcă și distrug totul, la un moment dat, la ultima etapă a istoriei, el vorbește despre o fiară grozav de înspăimântătoare, a cărei imagine nu poate descrie. Ceea ce îi atrage atenția însă este faptul că pe capul fiarei apar o mulțime de coarne. Sunt 10 la număr. Coarnele în antichitate înseamnă putere regală. Înseamnă regi. Vorbind despre unul dintre ele, el observă că acesta crește, se dezvoltă foarte mult, mult mai mult decât celelalte coarne. Vă rog să observați, această realitate se întâmplă în vremea sfârșitului. Adică este o putere care se dezvoltă foarte mult și care atrage atenția asupra ei. În condițiile acestea apare textul din Daniel în care cuvântul lui Dumnezeu spune și i s-a dat o gură. Urmăriți-mă puțin. Nu, mulțumesc. Și i s-a dat o gură care vorbea cu trufie și care rostea vorbe de hulă. Mă interesează foarte mult lucrul acesta. I s-a dat o gură care rostea vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este o realitate, este o realitate terestră care în ultimul timp se ridică împotriva lui Dumnezeu și îi se dă posibilitatea să vorbească. Rețineți, noi am început spunând, noi n-avem dreptul să vorbim. Noi n-avem dreptul să vorbim. Dar în sfârșit apare o autoritate căreia i s-a dat o gură ca să vorbească. I s-a dat posibilitatea să vorbească. Întrebarea mea este, cine i-a dat voie să vorbească? Cine i-a dat această gură ca să vorbească? Cine? Iar gura aceasta care este fantastică, este o unealtă de comunicare extraordinară, spune, gura aceasta s-a ridicat și a rostit vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu, până acolo încât s-a înălțat până la cer. Limbajul, vorbirea are două direcții și reprezintă, de fapt, un front de luptă teribil. Aici, la nivelul acesta al vorbirii și al cuvântului, sunt cuvinte care se ridică împotriva lui Dumnezeu, sunt cuvinte care se ridică în favoarea lui Dumnezeu. Pe frontul acesta, în care se rostesc cuvinte de hulă, și aș vrea să mă ajutați. Ce înseamnă hulă? Poftiți?
vorba de șartă e prea puțin. Hula e mai mult decât vorba de șartă. Altceva. A vorbit de rău. Hula e mai mult decât a vorbit de rău. Blasfemie. Ce e blasfemia? Hula, blasfemia sunt echivalente, dar ce este blasfemia? Blasfemia înseamnă o calomnie aruncată împotriva lui Dumnezeu. O persoană calomniată este o persoană căreia îi se pun în spate lucruri rele pe care nu le-a făcut niciodată. Da? Același lucru se întâmplă cu Dumnezeu. Lucruri rele pe care nu le-a făcut niciodată și nici prin gând nu i-a trecut, lucrurile astea sunt așezate în spatele lui Dumnezeu și procesul se numește hulă. Înțelegeți care este lucrarea pământului? Pământul se ridică, i s-a dat o hulă, i s-a dat o gură care rostește hule împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este creionat. Dumnezeu este prezentat în fața întregii lumi prin aceste cuvinte de hulă, cum El nu este. Și nu numai că este prezentat cum nu este, dar este prezentat rău. Toată lumea îl cunoaște pe Dumnezeu cum nu trebuie. Ființa umană, datorită faptului că îl cunoaște pe Dumnezeu cum nu este, din cauza asta fuge de Dumnezeu. De ce nu vine omul la biserică? Pentru că este frică. Nu se simte bine. Are impresia că Dumnezeu este cumva vrășmașul lui, opusul lui. În turla mare a bisericii ortodoxe, întotdeauna este pantocratorul. Un ochi vigilant care se uită asupra ta. Întotdeauna omul care intră pe ușă este unul care se simte judecat. Unul care simte că asupra lui coboară privirea întregului cer și îi răscolește viața căutându-i nod în papură. Din cauza asta omul stă îngrozit sub privirea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ăsta e caracterul lui Dumnezeu? Ne caută nod în papură? Vrea să ne bată? Vrea să ne trăzne? Ăsta este Dumnezeu. Textul îmi spune, El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Va supri pe sfinții celui preanalt. În mijlocul acestui război, cumva, Dumnezeu ne-a dat cartea asta. Se pare că în seara asta nu vom avea imagini. Din cauza asta vă voi invita să mă urmăriți într-o poveste. Voi schimba totul pentru ca să mă puteți urmări. Știți care este marea problemă? Marea problemă este, dar de unde să știu eu că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu? Că l-a scris, cine l-a scris? Oameni. Și dacă l-a scris oamenii, înseamnă că întotdeauna un om manipulează cu părerile lui. Despre asta aș vrea să povestim puțin în seara asta. Știți cine a început să scrie primele cărți din Biblie? Se numește Moise. Vreau să vă întreb, Moise a fost proroc sau a fost un tâlhar? Că nu există decât două variante. Ori a fost proroc și a fost omul lui Dumnezeu, ori dacă n-a fost omul lui Dumnezeu, înseamnă că a fost un cineva care a scris pentru ca să înșele pe toată lumea.
Cu alte cuvinte, e tâlhar. De unde să știu eu cum a fost? Știu de unde știu? Datorită unor oameni care s-au ridicat împotriva lui Moise tot timpul, datorită lor. Ei mă ajută pe mine foarte mult. Spre exemplu, știți de câte ori a fost Moise pe punctul să fie linșat de către propriul său popor? Au pus mâna pe pietre ca să-l omoare. De câte ori? I-a scos din Egipt. I-a trecut prin Marea Roșie. Au intrat în pustia Sinai. Au mers mai multe zile. N-au găsit apă. Era la Refidim. Când n-au mai avut apă, ei, copiilor, știi, suporți cât îți este ție sete. Dar când vezi că copilul tău nu mai are apă și îți plânge în brațe de sete, în momentul acela, imediat, nu mai suporți. Și când le-au plâns copiii de sete, au pus mâna pe pietre să-l ucidă. Ăla a fost momentul în care toată adunarea a zis: Moise nu este proroc. Este un înșelător. Și dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, Moise ar fi fost dovedit ca înșelător. Pentru că erau pe punctul să-l ucidă cu pietre. Asta a fost odată. A mai fost de alte ori, dar vreau să mă mai opresc la un alt eveniment. Se numește răscoala lui Core, Datam și Abiram. Erau rude cu Moise. Erau din neamul preoției. A fost o răscoală destul de mare, aproximativ 250 de conducători ai poporului s-au unit în această răscoală împreună împotriva lui Moise. Care a fost problema? Problema a fost așa. Tu pretinzi că ești proroc. Tu pretinzi că ești cel care îl reprezinți pe Dumnezeu, dar nu este adevărat. 250 de persoane au zis lucrul acesta. 250 de persoane au zis: și noi, dacă vrem, și noi îl putem reprezenta pe Dumnezeu. Core, Datam și Abiram au zis: și noi suntem sfinți. Să fie clar. Și noi putem să facem pe prorocii, dacă vrem. Și Moise le-a zis: bine, dacă vreți mâine, luați-vă cădelnițele, pentru că erau dintre preoți, și veniți înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să judece. Știți ce i-au răspuns ei? Le-au răspuns așa: ne-ai promis că ne duci într-o țară unde curge lapte și miere. Ne-ai scos din Egipt. Uite ce țară ne-ai dat. Uite ce lapte și miere ne-ai dat. Și în momentul acela era un pustiu. Și el spune: uite unde ne-ai adus. Ne-ai adus aici. Vrei să pui mâna pe averile noastre. Auziți? Vrei să pui mâna pe averile noastre și să fii mai mare peste noi. Cu alte cuvinte le spun ei: vrei să ne manipulezi, ești un tâlhar, vrei să ne iei averile și să ai o seminție de robi. Poate fi o acuză mai puternică? Vreau să observați că oamenii ăștia nu l-au recunoscut pe Moise foarte ușor. I-au avut foarte serioase probleme cu Moise. Credeți că oamenii ăștia care s-au ridicat împotriva lui Moise de data asta și de alte dăți îl vor recunoaște ca profet? Și timpul trece. Moise îi duce până unde îi duce, până în pragul Canaanului, și apoi Moise moare. La sfârșitul vieții, întrebați-i pe oamenii ăștia: cine a fost Moise? A fost profet sau a fost tâlhar? Știți ce scrie? Ei
mărturisesc următorul lucru. Dacă deschideți în Deuteronom, ultimul capitol, veți găsi aceste cuvinte. Pagina 233. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate să fie pus alături de el în ceea ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui, împotriva întregii țări și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Cine erau cei ce spuneau asta? Cine erau? Erau cei care timp de 40 de ani s-au îndoit de faptul că Moise era un proroc. Timp de 40 de ani. Dacă ar fi fost de la început oameni care să zică da, Moise este un proroc și așa mai departe, atunci aș fi suspectat că s-au lăsat manipulați. Dar pentru faptul că au zis în continuu nu este un proroc, pentru faptul că ei s-au împotrivit, pentru faptul că de fiecare dată s-au ridicat împotriva lui, asta mă face să înțeleg că oamenii aceștia au avut motive să se împotrivească față de Moise și toate motivele lor de împotrivire au fost până la urmă anulate de comportamentul acestui om. Ce vreau să observați? Abia după ce omul acesta a fost recunoscut ca fiind un om extraordinar, abia după aceea poporul a recunoscut scrierile sale. Întâi omul a luat examenul și după ce omul a trecut examenul respectiv și a zis este proroc, după aceea au fost recunoscute cărțile sale. Principiul acesta este în Noul Testament regăsit în momentul în care zice Domnul Iisus Hristos fiți atenți, după faptele lor îi veți cunoaște. Deci dacă vrei să cunoști un om, nu contează ce scrie, nu contează ce spune, contează ce este prima dată. Uită-te să vezi ce fel de om e. Uită-te să vezi la faptele lui, calitatea lui ca om și după aceea poți să iei în considerare învățăturile lui, altfel nu. Cele 5 cărți ale lui Moise, scrise de Moise, devin primele cărți profetice ale acestui popor. De acum înainte, regula este următoarea. Oricine va scrie după Moise, va trebui să fie examinat de Moise. Următorul care scrie în Scriptură este Iosua. Următorul conducător după Moise. Moise scrie cartea lui, intitulată Iosua. Înainte să se pună cartea lui Iosua printre cărțile sacre, cartea lui Iosua a fost luată, a fost citită și comparată cu cartea lui Moise. Și dacă între cărțile lui Moise și cartea lui Iosua ar fi existat contradicții, atunci cartea lui Iosua ar fi fost dată la o parte. Când însă cartea lui Iosua s-a potrivit cu cartea lui Moise, în momentul acela, cartea lui Iosua a fost pusă lângă cărțile lui Moise. Și imediat am avut 5 cărți ale lui Moise plus cartea lui Iosua. Așa a început să apară Scriptura. Când mai târziu a scris Samuel cărțile sale, prima carte a lui Samuel și a doua carte a lui Samuel, cărțile lui Samuel au fost examinate de cărțile lui Moise, cartea lui Iosua și apoi când s-a văzut cărțile lui Samuel că corespund cu primele 5 cărți, au zis pot să fie puse împreună. Și așa am avut 7 cărți. Când peste ani de zile David a început să scrie psalmii, psalmii lui David au fost confruntați
cu cartea legii lui Moise și pe baza cărții lui legii lui Moise a fost adăugat și ei pentru că ei lucrau în armonie cu ceea ce s-a scris. La sute de ani după Moise, Isaia este primul mare scriitor, profet, care scrie într-adevăr o carte mare. Face parte din marii profeți sau profeții mari. Același lucru. Isaia a fost testat și comparat cu Moise și ceea ce s-a observat este că trecuseră sute de ani, dar Isaia scria în concordanță cu ceea ce a scris Moise. Au fost unii care erau mai nimeni în popor. Spre exemplu, Amos este culegător de smochine, un agricultor fără importanță și el scrie cartea lui. Au fost alții care au fost regi. Solomon, marele înțelept, scrie trei cărți în scriptură. Scrie Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor. Comparați pe Amos, care este culegător de smochine, comparați-l cu regele Solomon. Care carte credeți că este mai importantă? Poftiți? Păi de ce sunt amândouă adevărate când una e scrisă de un înțelept filozof fără egal și alta este scrisă de un agricultor? De ce sunt amândouă egale? Vedeți, asta e toată problema. Ajungi la un punct în care observ că nu cel ce scrie e important, ci cel ce inspiră. Ajungi la concluzia că nu omul este autor, ci autor este Dumnezeu. Altcineva din spate. Când ajungi la concluzia că 40 de oameni pe o perioadă de peste 1500 de ani reușesc să scrie același lucru despre aceleași subiecte și să nu aibă contradicții interioare, încep să te întreb ce se întâmplă. Pentru că nu e un lucru obișnuit. Am văzut și eu cărți. Spre exemplu, eu știu, cărți de medicină. Vademecumuri și așa mai departe. În care un colectiv de scriitori își propun să scrie o carte. 40, să zicem. Să ai un colectiv de 40 de oameni care vor să scrie în legătură cu un manual de medicină. Păi știi ce se întâmplă înainte să scrie oamenii ăștia? Îi adun pe toți. Stau de vorbă unii cu alții. Participă toți la anumite conferințe. Discută subiectele. Stabilesc împreună punctele comune. Stabilesc împreună ce să scrie și ce să nu scrie. Și după ce fac împreună o sumedenie de întâlniri de felul acesta, după aceea hotărăsc ce să scrie la nivelul unei cărți. Vreau să vă întreb, când s-a întâlnit Amos cu Moise? Când a stat de vorbă Solomon cu profetul Mica? Niciodată. Și atunci, când văd cum s-a format Scriptura, pentru că modalitatea de formare a Scripturii este unică, nicio altă carte din istoria religiilor nu s-a format în felul acesta. Auziți, scrie Moise, după aceea la Moise se adună Iosua, după aceea Samuel, după aceea cei ce scriu istoria poporului evreu, cronici, împărați, după aceea putem vorbi de psalmi, după aceea putem vorbi de profeții mari, profeții mici și se adună așa 1000 de ani. Și fiecare carte, până la urmă, poartă amprenta culturii, a peceții, a timpului în care este. Și totuși,
nu reflectă timpul și cultura respectivă, ci reflectă un gând extraordinar care este în spatele acelei cărți. Și gândul ăla este valoros. Și nu există nicio contradicție. Ceea ce vreau să vă solicit și să vă provoc este Noul Testament de data asta. Noul Testament. Evanghelia după Matei, spre exemplu. Evanghelia după Marcu, Luca, Ioan. Pe acestea cine le-a verificat? Ca să înțelegeți, am spus, pe Iosua l-a verificat cine? Poftiți? Moise. Pe Samuel cine l-a verificat? Moise și Iosua. Pe Isaia cine l-a verificat? Moise, Iosua, Samuel, spre exemplu, și așa mai departe. L-a verificat pe Isaia mai târziu. Dar pe Matei cine l-a verificat? Poftiți? Tot Vechiul Testament. Tot Vechiul Testament l-a verificat pe Matei, Luca, Marcu. Da, pe Pavel, cine l-a verificat? Tot Vechiul Testament. Este fantastic lucrul ăsta. Adică Domnul Iisus Hristos vine și vorbește cu ucenicii și spun pe drumul spre Damasc. Se întâlnește cu Cleopa și cu celălalt ucenic, amărât. Discută unii cu alții și spun: noi credeam că Iisus este Mesia, dar uite că mai marii noștri l-au luat și l-au ucis. Și astăzi este a treia zi de când stă în mormânt. Unele dintre femeile noastre, evident, au zis că ar fi înviat. Noi nu știm ce să credem acum. Nu știm ce să credem. Și în timp ce vorbeau așa ei, se alătură Iisus Hristos care tocmai înviase. Se alătură, stă de vorbă cu el și spune: cum, nu știți? Și îi zici: nu știm, suntem, nu știm ce să mai credem. Or fi halucinat femeile astea, că nu mai știu cum să învie un mort. Nu se poate. Au halucinații. Și Iisus Hristos le spune: nu ați citit în toată Scriptura. Nu știți ce spune Moise. Și apoi zice că le-a tâlcuit toate lucrurile din Vechiul Testament care erau scrise în legătură cu el. Adică ce a făcut? A luat tot Vechiul Testament și le-a demonstrat un lucru incredibil. Și anume că tot Vechiul Testament scrie despre... Poftiți? Despre Iisus Hristos. În mare parte noi credem că Vechiul Testament e o problemă de istorie, că vorbesc despre istoria poporului evreu, despre întâmplări de un fel sau din altul. Dar Iisus Hristos spune: nu, 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 nu. Vechiul Testament nu este o istorie. Vechiul Testament vorbește despre mine. Cum, Doamne? Moise a scris despre Iisus Hristos? Moise a scris despre Iisus Hristos? Moise a existat cu 1000 de ani înainte de Iisus Hristos. Și a scris despre Iisus Hristos? Vedeți, noi riscăm să-l citim pe Moise ca, încă o dată, ca un cronicar al exodului poporului evreu din Egipt în Canaan, în Palestina de astăzi. Și atât. Iisus Hristos spune: nu. Mulțumesc. Da. Moise spune nu. Domnul Iisus Hristos spune nu. Moise a scris despre mine. Asta e tot. Există persoane care cred și au impresia că Scriptura e formată din două părți. Vechiul Testament și Noul Testament. Și în ideea lor este că Vechiul Testament nu mai are valoare. Dacă ar ști modul în care Scriptura s-a format,
atunci gândul ăsta n-ar mai exista în viața lor și în mintea lor. Pentru că simplu, în momentul când se va forma canonul Noului Testament, cei ce formează canonul Noului Testament au Vechiul Testament care verifică tot. Știți că există și alte cărți, așa numite cărți apocrife, ale Noului Testament și ale Vechiului Testament. Spre exemplu, ați auzit de Evanghelia lui Enoch? E la modă astăzi. E la modă. De ce n-a fost introdusă în Noul Testament? Pentru că, așa cum spuneți, examenul Vechiului Testament, examenul lui Moise, lui Isaia, lui Mica, lui Maleachi, n-au lăsat să treacă. A picat la examen. Și a zis, nu poate să fie acolo. Din ce cauză? Pentru că contrazice Vechea Scriptură. Și în Dumnezeu nu există și da și nu. Așa spune Sfânta Scriptură. În Dumnezeu există doar da și amin. În sensul ăsta, Dumnezeu este sursa adevărului. Astăzi avem gândiri paradoxale în care și binele și răul, și adevărul și neadevărul, toate merg împreună. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, gândirea este simplă. Nu există contradicții interioare. Dumnezeu nu se contrazice pe sine. Mai mult decât atât, textul Scripturii spune, El este același ieri, azi și în veci. Consecvența Scripturii este uluitoare. Faptul că se completează, faptul că crește, faptul că este o singură carte, deși de fapt este o bibliotecă. 66 de cărți sunt aici. 66 de cărți. Din diferite domenii, din diferite timpuri, din diferite culturi. Vă dați seama, Daniel scrie în Babilon. Daniel scrie în Babilon. Sulurile lui Balaam sunt citate din răsăritul îndepărtat. De unde au venit magii? Magii îl citiseră pe Balaam. Și apoi, tezaurul acesta ebraic, în care Dumnezeu a vorbit încet, dar sigur, rând pe rând. Mahomed își scrie cărțile lui. Da? Islamul are Coranul la bază. Coranul este o carte scrisă de un om dintr-o copertă până într-alta. Cartea asta este o carte scrisă pe o perioadă de timp imposibil de gestionat. Când scrie un singur om, știe ce scrie. Când scriu 40 de oameni, oamenii aceștia pot să scrie același lucru numai dacă în spatele lor e aceeași sursă. Asta este miracolul Scripturii. Scriptura vorbește despre sine ca o carte senzațională și extraordinară datorită acestui lucru. Eu n-am o dovadă mai puternică de calitatea ei superioară decât dovada ei însăși. Pot să vorbesc și despre alte lucruri, dar am dovada asta și aproape că mi-e de ajuns. Spre exemplu, cartea lui Daniel, despre care începusem să vorbesc și despre care de unde am citat textul acela cu cornul mic. Cartea lui Daniel este o carte profetică. Ce înseamnă o carte profetică? Uitați ce se întâmplă. În vremea lui Daniel, noțiunea de timp era circulară, era așa rotundă. Ca de cerc. Adică, fiecare an reprezenta un ciclu. Dacă îți mergea bine sau dacă îți mergea rău în timpul anului care urmează, depindea de ciclul respectiv.
Adică dacă la început de ciclu îți mergea bine și prindeai bine ciclul respectiv, îți mergea bine tot anul. La anul, lucrurile rămâneau la fel. Important era să prinzi începutul și apoi îți mergea bine iarăși. Oamenii se uitau la anotimpuri și ziceau așa, iarna, primăvara, vara, toamna, același lucru, se rotesc. Și în mintea lor lucrurile se roteau, nu exista progres. Același lucru, odată, la anul era important să faci același lucru, semănai, recoltai, mâncai, ființa umană era la fel, se naște, se căsătorește, are copii, moare, același lucru, ciclic, ciclic, nu se mergea înainte, se mergea în aceeași paradigmă, se bătea pasul pe loc. Egiptul, din cauza acestui fel de gândire, a rămas la fel cu piramidele lui timp de mii de ani. Nu exista viitor, nu exista viitor. Toată lumea se uita înapoi. Astăzi, pe piață, se merge în felul următor. Vă recomand un produs nou. Bicicleta aceasta este nouă, e mai bună pentru că este nouă. Dacă erai în Egipt, lucrurile erau altfel. Luați bicicleta asta, e de pe vremea străbunicilor mei. Pentru că întotdeauna, în mintea lor, timpurile bune erau în trecut. Timpul bun. Și deci, ei nu făceau altceva decât să se uită înapoi și să vrea să dea timpul înapoi. Ei urmăreau o matrice care a fost. Ei n-aveau viitor. Nu știu dacă putem înțelege valoarea textului din Sfânta Scriptură care spune vă voi da un viitor și o nădejde. Oamenii fără Scriptură, câtă vreme concepția de timp a fost ciclică, nu aveau viitor, nu se puteau gândi la ziua de mâine. Tot ce puteau face era momentul prezent. Trăiau în prezent și atât. Și în trecut, fără viitor. Profetul a fost acela care a luat cercul și l-a rupt. Daniel este acela care implementează în gândirea oamenilor pentru prima dată viitorul sau gândirea liniară. El spune așa. Vreți să vedeți ce se va întâmpla? Încă o dată. Pentru un om cu gândirea aceea ciclică, el nu știa ce se va întâmpla dincolo de ciclul prezent. Nu știa nimic. Împăratul Nebucadnețar, când stă în patul lui, în Daniel, capitolul 2, și se întreabă ce va fi în viitor și primește visul acela, Dumnezeu face un lucru extraordinar. Încă o dată, rupe cercul și îi spune așa, fii atent, tu ești capul de aur, tu ești Babilonul, după tine va urma o altă împărăție. Niciodată un om antic nu putea privi dincolo de momentul prezent. Și Dumnezeu spune, stai puțin, că ți-arăt eu ce se va întâmpla. După tine va fi o altă împărăție, care este împărăția medoperșilor. Medoperșii existau în vremea respectivă. După aceea Dumnezeu spune, după medoperși va exista împărăția grecilor. Grecii erau cunoscuți în vremea aceea, dar nu ca o forță internațională. Și Dumnezeu spune, va urma împărăția grecilor. După aceea, zice, va urma o a patra împărăție. Roma, la vremea aceea, nu era cunoscută. Trebuia să apară. Și vorbește despre a patra împărăție. Și Dumnezeu vorbește mai târziu despre împărțirea Imperiului Roman în două. Zice că chipul are două picioare. Imperiul de răsărit, Imperiul de apus. Dacă vreți, creștinismul ortodox, creștinismul catolic. Și apoi vorbește despre ziua de astăzi, despre Europa prezentă în momentul în care vorbește despre cele 10 coarne sau cele 10 degete și ajunge până astăzi. Și dintr-o dată se deschide viitorul. Ăsta este Daniel. În momentul în care Daniel scrie,
suntem în jurul anului 500. Iar el vorbește despre Babilon, Medopersia, Grecia. Cu mult timp înainte de timpul său. Criticii au venit și au spus, nu se poate. Ceva nu e în regulă. Nu poți să ai o asemenea perspectivă peste sute de ani, tu să știi ce se întâmplă. Și au spus, probabil cartea aceasta a fost scrisă în secolul 1, nu e în secolul 5, în secolul 1 înainte de Hristos. Sau chiar dacă a fost scrisă mai devreme, a fost alterată. Mai târziu, când oamenii au văzut istoria, au completat. Zilele trecute, în San Diego, în California, a fost o expoziție biblică în care s-au prezentat sulurile de la Marea Moartă. Ce sunt sulurile de la Marea Moartă? În anii 1940, undeva în peninsula arabică, un păstor și-a pierdut caprele. Și căutându-și caprele, a intrat într-o zonă cu o mulțime de crevase, cu o mulțime de peșteri, cu o mulțime de... Și a început, nu mai știa ce să facă, a început să dea cu pietre în stânga, în dreapta, de ori ieși caprele de undeva. Și tot dând cu pietre a auzit că s-a spart ceva. Și când a coborât să vadă ce s-a spart, a descoperit undeva o mulțime de ulcioare cu papirusuri. S-au luat papirusurile respective, s-au vândut, a ajuns la British Museum, a ajuns pe mâinile cercetătorilor și au descoperit că majoritatea acestor papirusuri erau papirusuri din secolul 2 înainte de Hristos. Deci 200 de ani înainte de Hristos. Surprinzător a fost faptul că marea majoritate a acestor papirusuri care aveau părți din Scriptură, când au fost reconstituite, au oferit imaginea unei scripturi identice cu scriptura pe care eu o am în mână. Printre ele, cartea prorocului Daniel a fost descoperită integral. Cartea profetului Isaia a fost descoperită integral. Surpriza a fost imensă. Oamenii care ziceau, stai puțin, cartea prorocului Daniel este o carte imposibilă, trebuie să fie un... Trebuie să existe modificări, trebuie să existe o mână care a scris acolo și care a alterat textul biblic. Tot ceea ce s-a spus în legătură cu treaba asta a fost dat peste cap. Datorită documentelor care au apărut atunci. În secolul 2, înainte de Hristos, cartea lui Daniel era deja scrisă, era cunoscută, se scrisese înainte de asta. Și uite așa se autentifică cartea pe care eu acum o am în mână și care o aveți și dumneavoastră. Nu e fals. E autentic. Din punct de vedere al minții oamenilor, e o minune. Din punct de vedere al celui ce vorbește, este extraordinar. Felul în care această carte stă înaintea mea mărturisește despre faptul că Dumnezeu a vorbit. În seara aceasta avusesem pentru dumneavoastră puțin altceva să vă prezint. Dar v-am prezentat o poveste simplă, care aș vrea să o închei în felul următor. E o mare deosebire între vorbe și între cuvânt. Vorbele mele și vorbele dumneavoastră se duc. Cuvântul rămâne. În Cartea Evreilor, capitolul 1, găsesc următoarele cuvinte. După ce a vorbit de mult, în vechime, părinților noștri prin proroci, apropo, care a fost primul proroc despre care am vorbit? Moise. Da? În multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile,
ne-a vorbit prin Fiul. Despre cine e vorba? Despre Iisus Hristos. Citesc mai departe. Ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Ce înseamnă a făcut veacurile? Noțiunea de timp prin care a făcut timpul. Și sub noțiunea de timp intră creațiunea, intră existența, tot ce vreți. A făcut veacurile. Prin cine? Prin cuvântul. Sfânta Scriptură mărturisește, zice, a zis și s-a făcut. Cele ce au fost spuse au luat ființă. Este modalitatea de lucru divin prin care noi existăm. El, adică Iisus Hristos, care era oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu, care ține toate lucrurile cu cuvântul, din nou, cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor, așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând mai presus decât oricine. Este doar puțin, o mică pagină în care putem înțelege modul în care Dumnezeu a lucrat pentru noi. Ce avem în mână? E istorie. Este. Aș vrea să vă spun că dacă n-ar exista istorie, poate că cineva ar zice că este o carte mitică. Dar niciodată mitul nu se împletește cu realitatea. Niciodată. În Luca, capitolul 3, atunci când Scriptura ne arată cum vorbește Dumnezeu, Dumnezeu face istorie. Capitolul 3 cu 1. Auziți. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar. Cine a fost Tiberiu Cezar? Este împărat roman. Istoria vorbește despre el. Arta îi comemorează chipul, figura, fizionomia. Este o persoană reală. Pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea. Cine este Pilat din Pont? Uitați-vă, în istorie îi găsiți fizionomia, îi găsiți sculptura, îi găsiți realitatea lui politică. A fost o realitate. Irod, cârmuitor al Galilei, de asemenea, istoria vorbește despre el. Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și Trahoritei. Lizania, cârmuitor al Abilenei. Și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. De ce atâta istorie? De ce atâtea date? Pentru ca să știu că Dumnezeu a vorbit în istoria mea. Că Dumnezeu s-a implicat în istoria mea. Că dacă Dumnezeu a vorbit atunci, Dumnezeu poate vorbi și acum. Dacă Dumnezeu a avut grijă de istorie atunci, Dumnezeu poate să aibă grijă de istoria mea azi. Cartea asta mă face să dorm liniștit la noapte. Pentru că știu că mâna lui Dumnezeu e la lucru. Cartea asta mă face ca dimineață când voi pleca la lucru, să știu că Dumnezeu îmi poate da succes în ceea ce voi face. Pentru că la El este providența. Cu alte cuvinte, El poartă de lucru. În cartea aceasta mă încurajează
că atunci când mă rog, să știu că Dumnezeu îmi va răspunde, pentru că Dumnezeu este Cel care vorbește, Cel care nu tace. Ăsta este Dumnezeul care este aproape de mine. Vă invit ca să ne întoarcem la cartea asta. În momentul în care mă apropii de încheiere, aș vrea să închei spunându-vă că în această carte Dumnezeu n-a vorbit doar în istorie, ci se pregătește să vă vorbească dumneavoastră personal. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că puteți să deschideți cartea și în momentul acela să-L auziți pe Dumnezeu că vi se adresează. V-ați gândit așa vreodată? Dați-mi voie să vă citesc. Să-mi spuneți dacă vi-ar plăcea ca lucrurile să fie așa. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume. Ești al meu. Dacă vei trece prin apă, voi fi cu tine. Râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde. Flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Pe vremea când se scriau textele acestea, Egiptul era echivalentul Americii de azi. Vă dați seama ca Dumnezeu să vă spună, dau popoare întregi pentru tine, dau o Americă întreagă, dau o Rusie întreagă pentru tine. Și mai mult decât atât, vă dați seama ce înseamnă dacă lucrurile astea sunt reale? Pentru că vă spuneam, cartea asta este o extremă realitate. Citesc mai departe. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Cui a scris asta Dumnezeu? Luați-le de pe pereții istoriei și așezați-le în dreptul dumneavoastră. Sunt emblematice. Știți, poartă oamenii la gât, poartă oamenii tot felul de amulete, poartă tot felul de lucruri. Luați aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu și purtați-le cu dumneavoastră în sufletul dumneavoastră. Vă vor schimba viața. Vă vor face să fiți fericiți prin definiția dumneavoastră. Nu există altceva mai bun care aș putea să vi-l dau decât cadoul acestei cărți. Nu sunt lucruri simple. Probleme au mai rămas. Mâine aș dori să citim din ea. Aș vrea să vă invit, pentru că mâine aș vrea să facem lectură. Aș vrea să deschidem cartea și să o citim. Știți de ce? Pentru că s-ar putea ca cineva să creadă că e adevărată, s-ar putea ca cineva să creadă că este importantă, dar s-ar putea întâmpla ca cineva să zică, da, dar cine o poate înțelege? Și atunci aș vrea să o citim împreună și să vă întreb dacă o înțelegem sau nu. Simplu. Să facem o lectură. Haideți să o citim, să vedem, înțelegem sau nu înțelegem. Să vedem de ce ne speriem, de ce avem impresia că Biblia e prea grea. E prea dificilă.
Vă invit mâine seară să fiți împreună cu mine. Vă invit să punem această carte la lucru, să vedem cât de extraordinară și cât de frumoasă este. Aș vrea să vă întreb dacă în fața unei asemenea provocări credeți că ar trebui să ne rugăm. Aș vrea să încheiem momentele astea cu o rugăciune și să-L invităm pe Dumnezeu să întipărească în viața noastră dragul de cartea asta. E prea multă carte și prea puțină dragoste de carte. Haideți să ne rugăm. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că ne-ai vorbit. Pentru că ai lăsat cu noi cuvântul Tău frumos, extraordinar, cu putere mântuitoare și cu har, astfel încât viața noastră să poată să fie frumoasă, să fie în siguranță și să fie în mâna Ta. Îți mulțumim pentru că prin cuvântul Tău nu suntem singuri. Îți mulțumim că ne-ai promis că vei fi cu noi până la sfârșitul veacurilor și ai lăsat cu noi vorbele de har și pline de viață pe care Mântuitorul le-a destinat să fie mângâierea ființei noastre. Îți mulțumesc în seara asta pentru cei ce au pășit în locul acesta și pe care i-ai atras prin cuvântul Tău. Doamne, fă ca printre toate celelalte informații, printre tot felul nostru de a gândi, dorul după cuvintele Tale să ne facă, Doamne, să ne apropiem de Scriptură și să Te lăsăm să ne vorbești. Pentru ca vorba Ta, Doamne, să ne aducă spre Tine. Să ne ajut să Te atingem și Tu să Te atingi de noi. Ceea ce s-a rupt altădată, legătura noastră cu Tine să se refacă acum. Binecuvintează pe tineri, pe copii, pe adulți, pe vârstnici. Și ajută-ne să înțelegem că mesajul acesta al salvării este pentru toți. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.